Bună ziua! Să discutăm un pic despre ceea ce își doresc. Domnișoarele cu diplomă de inginer. Știi? Păi, primul lucru ce am? Un consort. Da? E, și dai de cineva care spune: uite așa. Știi, îmi place de tine, păpușă, drăguță și nu știu ce și nu știu cum. La început, hai că merge, hai că nu știu ce. Cum te cheamă, cum nu știu ce. Mai mergem la un film, mai mergem la o bere, mai mergem la un mic, la un sărut printre, după care la un mic. Așa. După care afli că băiețașul, șmenar și șmecher și toate cele, un inginer. Aoleu, pică pământul peste tine, cerul, să învârte pământul, toate cele. Îți dai seama. Tu, fată deșteaptă cu diplomă de inginer, cu carte și cu masterate și cu doctorate, îl iei pe nu știu care ce ești? Dulcheru. Mamă, și când află fetele. Fată! Dar nu pute. A ce să pută? A rumeguș, a dulgher. Sau a muncitor necalificat. A ce miroase? A muncitor necalificat. A transpirație. Oh. Știi, și când îl mai prinzi și lui mama și lui tata, stai că nu știe și nu știu ce. Pah. Și ce ai zis că e? Mai ceva ca în, ați văzut filmul aceea. Cu scris de coșmar sau ceva de genul. Cu Gaylord Fuckers. Varianta românească. Și ce ești? Muncitor necalificat. Și bacalaureatul l-ai luat? Nu l-am luat că n-am știut să trec la mate și la fizică sau la geografie sau la istorie. Sau altul. Am terminat școala profesională. Noroc cu doamna Ecaterina Andronescu. Că e simplu. Nu mai există școală pe mijloc, știi? Școala profesională. Adică cu bacalaureat sau fără bacalaureat. După care stai așa un pic, frate. Cum? E muncitor? E nu știu ce? E nu știu cum? Da, e muncitor, muncește, dă sar brâncii și nu știu ce. Da, e muncitor, e muncitor. După care începe să-ți impună ție, știi? Eu sunt o fată titrată cu carte, cu diplomă de inginer, masterand în nu știu ce și doctorand în nu știu mai ce. Așa. Dacă vrei să fii cu mine, trebuie să înveți să iei bacalaureat. Și dacă nu vreau, te desparți de mine, pa! Na, că fraierul o iubește. Ce să fac? Să apucă de carte ca să prindă o, așa, sau o păsărică, na. Știi? Și începe cu ceva de genul. Hai că poți și nu știu ce. Dacă iei nota 4 încă o dată la mate, fizică, geografie sau istorie, nu mai vezi nici păsărică, nici țățică. Știi tu. Ai luat nota 10. Ei, vedem țățică sau păsărică? Știi tu, na? Și să chinuie cu fraierul, na, că și ei îi place, dar nu-i place chestia aia. Nu are carte, știi tu? Adică ea e inginer cu facultate, cu masterate, cu doctorate, frate. Așa, dar el nu are carte, știi? Sau ales până s-au cules, o să spună toți. Ia uite-te și tu la el. El transpiră ca ogarul când muncește, ea ordonă ca nu mai știu ce, trei puncte. Știi? Adică cum? Oh, nu se poate așa ceva, știi?
Bun. Și termină că na, ce să facă băiatul? Că are nevoie de ea, că o place, că nu știu ce, nu știu cum, așa și așa. Știi? Termină liceul. Ia bacalaureatul. Și acum mergem în concediu, că te-ai stresat prea mult, nu știu unde. După care, la toamnă intri, bărbate, la facultate. Ei, facultate la mine, încă 4 ani, cel puțin, fără repetenție. M-ai omorât. Câte semestre sunt? 2 sau 3 pe an. Și se mai pune și cu nota 10 și cu păsărișcă și cu țățică și cu nu știu. Oh. După vreo 7 ani termină și el și ia diploma de facultate. Amândoi sunt fericiți. Ai văzut că se poate, da. Acum trebuie să-și caute de muncă pe altui funcții, că a terminat cu carte, știi? Ea cu carte, deja era sus, el a învățat treptat, treptat, treptat până sus, să ajungă un inginer sau ceva cu facultate, că na, trebuie. E, și caută să-l angajezi. Na, că în alții care au fost înaintea lui, ori mai deștepți, au luat iar față. Nu își găsește, nu are experiență, nu știu ce, nu știu cum. Așa că ajunge să plece în afară, că na. A muncit, a învățat, s-a năucit, păsărică mai puțin a primit, înjurături și de la liceu, și de la facultate, și de la profesor, și de la consoartă. După care începe ceva de genul: trebuie să plece în afară. Bun, și ajunge afară. Fost muncitor, actual diplomat cu bacalaureat și facultate, ajunge șofer pe tir, ca să fie toată lumea mulțumită. Așa și-a dorit domnița un diplomat cu bacalaureat și cu facultate. Dacă ești inginer pe profesia ei, este și mai bine, știi tu. Și așa începe. L-aș lua pe cel care e de lângă mine, de soț și de nu știu ce, dar când aud fetilii din gașca mea, ce are, ce facultate, n-are. Și mai zici că n-are bacalaureat, n-are. Aoleu, frate. Și păi ce faci tu, măi, fata, cu totul ăsta? Cu prostul ăsta, prostăvanul ăsta și nu știu ce o să înceapă. Mamă, știi tu, e tot. E caput. E pa. Voi sunteți mari, tari, cu facultate, cu toate cele, cu ăsta la altui tot. Îți dai seama, săracul. Își iubește nevasta sau viitoarea nevastă, dacă mai și cere căsătorie, mai stă și toată familia. Hai că poți, hai, de ce nu poți să iei examenul acela sau nota aceea, să trebuie să iei bacalaureatul sau examenul sau să ajungi un diplomat? Hai că poți! Ia pe partea cealaltă. Nu, că nu e bine calculul. N-a ieșit, trebuie să-l mai faci încă o dată. Acum, din 1 plus 1, fac 3. Da. În calculul meu, 1 plus 1 fac 3. Da. Din calculul ei, 1 plus 1 fac 2. Nu, pe tot nu înțelegi că e greșit aici. Spune și mie câte degete sunt aici. 1. Și aici? Încă unul. Deci cât fac? 3. Cum să fie 3? Îți dai seama? Nu tu plimbări. Știi tu că dacă eram el cu carte și diplomat și toate cele la bacalaureat și la facultate, nu tu plimbări în grecica, în congolica,
Nu știu mai ce și nu mai știu unde și nu știu mai ce. Pă. Ea se sacrifică să-i spun 1 plus 1 îmi fac 2. Nu! Spune el. 1 plus 1 fac 3. Ce nu înțelegi? Într-un final, lămurești. Hai să-i spunem totul. Că 1 plus 1 fac 2 și învață ca un așa. După care începe iar din nou. A trecut la mate, începe la fizică. Începe. Energia e masa ori viteza la pătrat. Ce e energie? Ce e masă? Ce e viteza și ce e pătrat? Păi n-ai trecut acum la matematică și acum vrei să explici și matematica și fizica încă o dată, frate? În spate, pentru asta m-ai supărat. Nu mai vezi o săptămână păsărică și sânic. Știi? În spate, familia. Oh, cum să faci așa ceva? E fată bună, te ajută, nu știu ce, nu știu cum. Săracul de el. Mai are nițel și o să duce la spitalul de... Într-un final, după lungi lămuriri, termină și facultatea. N-a, că n-are experiență. Știi tu. Unde l-a angajezi? Și uite așa, pleacă băiatul, pașii pusii că mai omorât o viață întreagă, mai trăiam încă o viață cu ceea ce făceam, pleacă în străinătate și ajunge șofer de tir și ea plânge. Adela, cum să fiu că m-a luat după vorbele lui mama, lui tata, lui bunicul, lui purcelul, lui cățelul, nu știu ce, lui prietena, lui grupul, lui nu știu ce. L-am țăcănit la cap, l-am bălăcărit, l-am nu știu ce, l-am învățat, l-am educat și la sfârșit ne-am despărțit, că el n-a mai suportat. La început m-a plăcut, m-a plimbat, m-a distrat, m-a așa, după care am început eu. Cum? Să n-aibă el carte. Tata are și casă, și mașină, și piscină, și nu știu ce. Nu contează. Te faci de râs, dragă. Cum? Nu vezi că miroase a dulgher? Nu vezi că miroase a ulei sau a petrosin când stă lângă tine? Iată, ce vor domnișoarele cu carte?